În continuare vorbim de cel mai căutat pepene din România și anume Fascination, un pepene fără sămânță, un pepene un pic mai târziu, dar foarte căutat în piață, cu o greutate medie de 8 kg, foarte dens în interior, crocant, răcoros, un roșu intens, o culoare exterioară plăcută, o formă rotundă, frumoasă, calități foarte bune la transport. Din sectorul fără semințe nu are rival, iar clientul final din România ușor a început să se îndrepte către această categorie de seedless, o categorie pe care noi o încurajăm să ia amploare și să acapareze cât mai mult din piață. Vorbim de un pepene cu o masă vegetativă extrem de bună. Pepenele Fascination rezistă excelent la condiții dificile din punct de vedere climatic. Cam asta este pe ordinea de zi. În primul rând, când îmi aleg un pepene, mă asigur că poate să facă față schimbărilor climatice din ce în ce mai întâlnite în zona noastră. Vorbim de două anotimpuri sau poate chiar trei pe parcursul unei săptămâni. Iar Fascination, după câte vedeți, rezistă excepțional. Un pepene care produce fructe pe toată perioada sezonului. Din câte observați, sunt prezente atât flori, cât și fructe la 5-6 kg la ora actuală, ori să ajungă la 8-10 kg, cantități foarte bune la hectar, 100 de tone fără probleme, targetul stabilit de noi. Vorbim de o dulceață foarte bună, un brix de peste 14, un roșu intens, un roșu plăcut. Pepenii fără sămânță de obicei au tendința să fie mai mult decât crocanți, tari în interior. Nu este cazul lui Fascination, este ușor crocant, foarte plăcut. Recomand tuturor clienților să-l cumpere cu încredere. Cultură sănătoasă face față cu brio tuturor provocărilor pe care le întâlnește în sezon. Pepenele Fascination îl recomand ca variantă unică în piață la ora actuală, datorită diferenței foarte mare de pulpă, de dulceață. Spre deosebire de concurența lui, este mult mai dulce, mult mai roșu, foarte fain în interior. Iar aspectul exterior este unul bun, unul plăcut, un pepene rotund, un pepene pe care eu îl recomand fără emoții tuturor fermierilor care se ocupă cu cultivarea pepenilor, eu considerând că nu trebuie să lipsească Fascination din nicio cultură de pepeni.